Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Ne-am adunat cu toții la noi, e casă de nebuni. Dacă nu ne vezi, venim la tine acum. Îți aducem concerte, interviu și glume, cocktailuri mei nu le vom bea. Suntem pregătiți pentru tot ce-i mai rău, dar ne vom distra. Bună seara, doamnelor și domnilor! Încheiem o săptămână extraordinară, așa cum am început-o, cu Tonic Show! Aplauze pentru cea mai tonică gazdă, Nicu Bendea! În sfârșit e vineri, săptămâna luminată a luat sfârșit, săptămâna Cernobâl, atâta lumină am avut în suflet de la SMS-urile de la Paști, încât nici acum n-am reușit să văd capătul tunelului, dar mi-a promis că în weekend, este vineri, să ne relaxăm, să fim tonici, urmează weekendul. Și ce avem noi în weekend? Avem un sfârșit de săptămână ieșit din comun. Putem să mergem la terase, dacă e vreme bună. Putem să rupem barurile, dacă plouă. Putem să mergem la teatru. Îmi amintesc că aveam în facultate, am avut și eu în facultate o iubită, că nenorocirile mari încep din facultate. Și era un spectacol grozav al lui Vișiniec. Îi zicea mansardă la Paris cu vedere spre Marte, eu de obicei s-o obișnuit, domnule, îi zice capul de rățoi, Hamlet, spectacole scurte. La spectacolul ăsta îi zicea mansardă la Paris cu vedere spre Marte. Și am invitat o blondă la spectacol, să vină cu mine. Așa era prietena blondă. Deși uneori făcea pe bruneta când mă lua la mișto. Și am zis, dar zice, ce spectacolul-i? Păi zic că e mansardă la Paris cu vedere spre moarte. Zic că e spectacol greu, dramă, tragedie, plângi. Zice, cum îi zice? Păi zic, mansardă la Paris cu vedere spre moarte. Zice, la ala să te duci tu că eu vreau garsonieră în Mărăști. Zice, eu vreau garsonieră în Mărăști cu vedere spre Interservisa. Da, știți, laboratorul ăla unde ori dus ceai de tei și au zis că ai pietre în urină. Încă. Dacă suntem în stare, dacă ne țin puterile, duminică de la ora 9 dimineața suntem așteptați la maratonul Clujului. Da. Alergare, aer curat, sănătate, 42 de kilometri de alergat. 42. Domnule, alergi, uiți și ce ai sub de la mama. 42 de kilometri. Pe cuvântul meu, a fost întrebat de Transilvania Live, postul fratele nostru mai, care l-a dat Dumnezeu, mai mare, postul Live, a fost întrebat un cetățean de pe Negoiu, din Mănășturi. Știți, ei se bifurcă acolo, vine Mehedințiu și Negoiu, și a fost întrebat de către un reporter de la Transilvania Live, un cetățean, zice, ce părere aveți despre faptul că maratonul de 42 de kilometri se aleargă duminică la Cluj. La care cetățeanul a răspuns, no bine, dar nu mai circulă taxiurile în centru. Să ies din emisiune și o să mă duc să dau un SMS de susținere și încurajare, costă doar un euro, pentru Cristi Gog, clujanul care participă în semifinala României au talent. Nu știu dacă știți, dacă nu știți, el oricum nu dansează, nu cântă, nu freacă bara, este mentalist.
este un iluzionist așa mai 2.0, mai upgrade. Domnule, ăsta în puterea minții face orice. Face să apară, face să dispară. Nu știu de ce soacra mai e încă cu el, dar mă rog, asta e partea a doua. E un băiat extraordinar, am și scris un SMS înainte, acum, înainte să intru în emisie. Baftă, bătrâne, cele bune, rupe-i pe toți, fă-i piele de gâscă la Andra, nenorocește-i. Și zice el, mi-a răspuns înapoi, zice, nu mai găsesc unde studiourile buftea sau am făcut ceva. El e renumit prin faptul că rupe linguri. Prima dată le îndoie și după aia relupe. Zici că-s relații. Că și relația merge drept, să îndoie și după aia se rupe. El au câștigat prima rundă frecând o lingură, da? Deci au frecat 10 sau nu știu, 20 de secunde așa cu o lingură. De aia nevastă s-a mâncat numai cu linguri de lemn. O frecat așa și ci că în seara asta vrea să-l îndoaie puțin pe Mihai Petre. Dacă trece Solcanul pe acolo, nu vreau să știu ce se întâmplă. Da. Da. Tot vorbeam de ce se întâmplă în weekend. Sâmbătă, Nicoleta Luciu se va căsători cu alesul inimii și ficatului Jolt Cerga. Ce să zic, are de toate, are bani, îi vedetă, are 4 copii. Ce să zic, decât casă de piatră, restul e deja beton. Beton. Și vreau să-i cânt un mic cântecel. Ia-ți, Nicoleta, ziua bună, de la tată, de la mumă, c-o să te măriți mișto cu frumosul de Cergo. Dacă-ți place și îl placi, îți dă doar chirto și colaci. Jolt, Jolt, doresc bine la tine, vare al meghetpiții, tu ești un om care o să știe întotdeauna unde e soția. Că-i pe uscat, că-i în aer, dar mai ales dacă e în apă, dacă e Nicoleta în Luciu în apă și face plută, toată lumea o să zică, asta e Luciu! Sau pe uscat mai rar acum, dacă se căsătorește. Ha! În fine, se apropie sesiunea și studenții, e bine să știe că dacă beau un pahar de apă, da? Etchici, pohar vizet, pohar vizet. Deci dacă beau studenții un pahar de apă înainte de examen, pot să ia notă cu un punct mai mare, mă. Bă, dacă știam eu asta, nu veneam toamnele la școală. Eu beam vodcă, mă, în loc de examen. Deci ăsta e secretul. Bei un pahar de apă, iei nota cu un punct mai mare. Bei două, iei nota cu două puncte mai mare. Și dacă duci o sticlă de Jack la prof, e 10! 10! Da! Da! Ce să mai zic, ce să vă mai zic? Am citit un articol extraordinar. Japonezii au inventat o pereche de ochelari. Da? O pereche de ochelari, care dacă sunt purtați de femei în timp ce iau masa, femeilor li se pare că porția pe care o mănâncă îi cu 50% mai mare. Deci dacă ele au în farfurie o sarma și își pun cucării, să uită și de fapt îți câte sarmale. Două sarmale și un pic de smântână. Bun! Care e avantajul? Că dacă mâncă numai o sarmale, li se pare că ele au mâncat deja două și iar ce ne-am săturat de ceva bun. Bun. Ăsta e un mare avantaj, domnule, domnișoarele, rup 16 diete, încearcă o femeie în viață, a 17 o duce direct în groapă și se numește căsnicie. Și de asta zic că este un lucru extraordinar pentru domnișoarele care vor să fie slim, fit, good and tight, mă rog. Oana Roman, știți ce a zis despre chestia asta? Cu chifteaua în gură. Știți ce a zis? A venit satana pe pământ, apocalipsa! Pe de altă parte, dacă ține faza asta cu ochelarii care dublează porția de mâncare, japonezii vreau să meargă mai departe să facă ochelarii Viagra. Dacă iau femeile... Domnul Miz, nu râdeți! Domnul Miz! Deci dacă iau femeile ochelarii aia Viagra,
văd soțul, iubitul, cu 50% mai bărbat. Cum ar zice idolii mei din copilăria de la Sohodol, soțul și palea, zice, frate, zice, lentila mărește, dar nu întărește. În fine, să trecem spre un subiect puțin mai grav. Acum toți conducem în viața de zi cu zi, unii mașini, alții conduc taxiuri, camioane. Domnul Mis conduce acest platou, nimic nu-i în frigider, îl conduce foarte bine. De exemplu, Ioan Vilițchi, nu știu exact cum se pronunță, știu cum se scrie foarte greu. Domnul care dă șpeguri cu poze, mâine împlinește o frumoasă vârstă. Eu vreau să zic la mulți ani pe care asta, Vili, de asta n-avem niciun șpeg, aplauze că n-avem niciun șpeg. În fine. Eu, în ultimul timp, nu mai conduc nici mașina, nici bicicleta, nici căruțul de butelică, s-o tras gaz. Conduc mașina de ras, așa de frumos. Conduc, zici că e autostrada Transilvania pe fața mea, tot o surpătură, tot în fine. Ce s-a întâmplat? Un pilot canadian de avion a provocat panică la bordul bolidului aeronautic pe care îl pilota. Cum? Deci omul conducea, deci piloții ăștia, nici piloții nu mai ies, ei fac câte o cursă clandestină, piloții deja sunt niște taximetriști stelari. Ce făcea pilotul? Conducea liniștit pe acolo, până galaxia. Ascultă manele, bătea pe semnalizare, băng, băng. Scuipa semințe, că piloții au ștergătoarele pe interior, să le curețe cojile de la semințe. Era undeva pe centura Calea Lactee Jupiter, când, deodată, a văzut o lumină puternică și nu era Chelia Luaciu. Ce a crezut pilotul? A crezut că e un avion care vine din sens invers și o să se bată de el. O să se bată de el. Ce-a făcut? Imediat o schimbat în atria, o lua stânga maxim, acolo în galaxie. Acolo pe orbită și bum! Din cauza asta 14 pasageri au suferit contuzii ușoare. De zeci că au fost udați cu hidroforul. De fapt, lumina nu provenea de la alt avion, care e un fel de avion, da, mai mare, ci provenea de la planeta Venus. Deci planeta Venus avea lumină, l-a orbit pe ăsta, da. Altă știre, se spune că pilotul a făcut manevra asta bruscă din cauza muntelui lui Venus de la o stewardeză. Acum, noi mai zicem că urmează campania electorală, s-a dus dracului divertismentul, că o să fie numai o politică peste tot, votați cu mine să vă fie bine, votați cu mine că am copii, votați cu mine că n-am copii, dar plătesc două pensii alimentare, în fine, o să fie... Ca de obicei când sunt alegeri, ziarele au publicat tariful lui Fuego pentru un concert în campania care este ea electorală. Deci vreau să vă zic că pentru orice partid și așa să-mi ajute miliardele și miliardele fani, Fuego percepe 5 miuțe de euro. Mie nu mi se pare mult. 5.000 de euro. Vă gândiți, dacă faci un concert la care sunt 2.000 de spectatori, cine o să fie în public? Pensionari. Tăicuții, măicuțele. Ăștia sunt public. Da, când te gândești că sunt 6 milioane de pensionari și ăștia 6 milioane de pensionari cam merg la vot, nu e o investiție proastă. Mă și gândesc că Fuego a pregătit un cântec electoral, da, nu e așa? O să zic că ceva de genul. Apasă măicuță pe ștampilă pentru a mă vota. Dacă o să câștig, știi bine, îți măresc pensia. Na 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 na. Acest Fuego fără voce, Mario Saciu, să coboare!
Ce a zis? Născut să fii oaie? Da. Born to be oaie. E pentru becali, da. Ce faci? Cum te simți la 15 secole și o zi? Și două, și domnule, două, domnule. Că una e de la președinte. Apropo de cântat, că mi-am adus aminte, știi cine mi-a cântat mie în campania electorală? Cucuveaua. În ultima zi mi-a cântat Mircea Joană. De fapt, mi s-a cântat Mircea Joană. Mihaela Dragostea mea. Ce ziceai tu de pilotul canadian care a văzut... Da. Vezi de ce nu le spun eu piloților navei mele unde țin băutura? În fiecare tură schimbă Secret Service-ul locul. Da. Bun, bun. Dacă ar fi după mine, ați mai merita încă un mandat, da? Știți că nu-i după mine și... Dar după cine, domnule? E după mine, domnule! După Bar. Timpul după tine. Sau după Adelina. Sau după Adelina Timu! Cum mă iubesc, nu ca și voi. Poate pe tine. Pe mine, da, ai văzut ce frumos au aplaudat. Vă iubesc, mulțumesc mult. Cel mai tare public. Nu, cu ea niciodată nu exagera, știi? Ea se ia prea în serios, nu. Vă iubește, dar nu chiar pe toți, sunteți și minori. Zi, ce nu, faci? Chiar îi iubesc, să știi, chiar iubesc pe toți, mai ales și pe minori. Și pe domnul cu mustață, cum l-ai iubit? Mai ales pe domnul cu mustață. Pe domnul cu mustață! Ce faceți? Pe mine m-a pupat. Pe el ați pupat. Facem foarte bine. Așteptăm ediția de azi, care este ediția El sau Ea. Eu aștept pe altcineva din ediția El sau Ea. Pe cine? Nu zic. Surpriza. Și ce zici? Și atunci seamănă cu mine, așa, la ten. Eu, Rică Răducanu. Nu! Marius Lăcătuș. Nicio șansă. Mircea Lucescu. Mai ghicește. După publicitate.